Occidentul și Rusia au făcut cel mai mare schimb de prizonieri din epoca post-sovietică. Rușii și belarușii au eliberat 16 cetățeni străini și membri ai opoziției. Vesticii au trimis 8 ruși închiși din Statele Unite, Germania, Slovenia, Norvegia și Polonia. Schimbul a avut loc în Turcia, pe aeroportul din Ankara. De acolo au zburat spre țările lor. Cei 3 americani eliberați, 2 jurnaliști și un fost pușcaș marin au fost întâmpinați de președintele Joe Biden, de vicepreședintele Kamala Harris și s-au reunit cu familiile lor. Rusia a eliberat de asemenea și un disident rus și scriitor laureat al premiului Pulitzer, care fusese condamnat la 25 de ani pentru trădare. Da? Three American citizens, one American green card holder. All 4 have been imprisoned unjustly in Russia. Paul for nearly 6 years. Vladimir since 2022. Evan since March of 2023. And Alsu since October of 2023. Russian authorities arrested them, convicted them in show trials, and sentenced them to long prison terms with absolutely no legitimate reason whatsoever, none. Paul, a former Marine, was in Russia for a wedding. Evan, a journalist with a Russian in Russia, was in Russia, signed by the Wall Street Journal. Alsu, also a journalist, was in Russia to see family. All 3 falsely accused of being spies. Rușii dați la schimb au fost primiți cu covorul roșu de Vladimir Putin. Cel mai infam dintre ei este Vadim Krasikov, condamnat în Germania la închisoare pe viață pentru uciderea unui fost rebel cecen într-un parc din Berlin, aparent un asasinat executat la ordinul serviciilor de la Moscova. În total, 10 persoane, 8 adulți și 2 minori. Cei din urmă ar fi copiii unui cuplu de spioni ruși care erau în plasament după ce părinții au fost arestați la sfârșitul anului 2022 în Slovenia.